Am revenit în studioul emisiunii de astăzi alături de invitații noștri, doamna Oana Fărțigu, manager la firma Edith Val și domnul Constantin Popa, manager la firma HH Textile Manufacturing. Revenim și la discuția noastră anterioară vis-a-vis de piața țintă căreia vă adresați. Cum evoluează afacerile dumneavoastră? Aveți, eu știu, un ritm ciclic, sezonier, lucrați la aceeași capacitate pe tot parcursul anului sau există suișuri și coborâșuri, perioade în care aveți mai multe comenzi, alte perioade în care aveți mai puține comenzi? Oana sau eu? Yeah. O lăsăm pe Oana. Da, pot zice că este o afacere ciclică. Pentru că în perioada în care nu este post, se fac mai multe nunți. Vara sunt mai multe evenimente, sunt banchetele în mai, iunie, septembrie, noiembrie este balul bobocilor. Atunci este o mai mare cerință. Însă pot zice că se lucrează cam la fel pe toată perioada anului, pentru că iarna... Sunt sărbătorile de iarnă. Sunt sărbătorile de iarnă. Plus că se lucrează la colecții. Colecții pentru anul viitor. Chiar dacă nu sunt foarte multe comenzi încât să, toată luna să lucreze numai pentru comenzi, se lucrează pentru colecții, pentru atelier, care tot timpul trebuie schimbate, trebuie înnoite, trebuie făcute altele. Deci se lucrează cam la fel pe toată perioada anului. Da. În materie de lon... Nu, în materie de producție nu există sezonalitate, pentru că producătorii în general își fac colecțiile de toamnă, iarnă și le fac vara. Tot timpul suntem acoperiți. Noi nu ne permitem să avem găuri în producție, pentru că e altceva. Un om versus 100-200 de oameni. În general, în business nostru facem în așa fel încât să acoperim tot timpul, să fim la capacitate maximă și comenzi cât mai multe. Care a fost investiția inițială, sau mai bine zis, ce investiții au fost necesare și în cât timp le-ați amortizat? Este un lucru foarte important. Punctul de plecare. Da. Hai, Oana, după pauză. Este foarte subiectiv. Pot să zic din punctul meu de vedere, însă la un atelier mic se poate începe doar cu două mașini industriale, una de surfilat, ceva stoc de materiale, doi oameni angajați și se mai poate investi puțin în imagine, în loc, amenajare. Depinde de fiecare pe ce vrea să investească mai mult, în ce vrea să investească mai mult și pe ce vrea să pună accent. Să pună accent, da. Am înțeles. Investițiile au fost pe măsură, să zic așa, dar mâine, dacă vrei să-ți faci o fabrică de mărime medie, este necesar de investiții substanțial. Cea mai mare investiție fiind utilajele, da. Dar una care nimeni nu o bagă în seamă și este o problemă este investiția umană. Exact. Asta era punctul următor al discuției. Aia este, acolo e o problemă. Utilaje găsești, se găsesc utilaje peste tot, sunt producători de utilaje, sunt importatori de utilaje, sunt finanțatori, dar ajunge la resursa umană. Acolo, de fapt, e cea mai mare problemă. Nu există forță de muncă sau nu există forță de muncă, eu știu, înalt calificată în domeniul respectiv, capabilă să scoată niște produse de calitate, fără să greșească nu știu câte loturi sau nu. Altele de genul acesta. Dacă greșește prea mult, avem o problemă noi sau mai are problemă CTC-ul, are o problemă ceilalți. Problema este că oameni sau cei care munceau cu adevărat au cam plecat sau au ieșit la pensie. Așa. Cei care au rămas, în schimb, nu sunt mulți care nu îi place munca susținută. Noi muncim susținută. 8 ore trebuie să munce susținut. Spuneam că industria ușoară, de fapt, este industria grea. Este o industrie grea. O industrie grea. Sunt profiluri în automotive, de exemplu, trebuie să stai 8 ore în picioare. Așa este tipologia și la mașină de cusut. Sau trebuie să stai 7 ore pe un scaun. Bine, cu pauze de 10-15 minute,
Da. Dar este o industrie grea. Nu sunt oamenii, odată, politica de asistență socială este mult prea ușoară, încurajează, de fapt, statul acasă, în detrimentul muncii. Da. Autoritățile locale, de fapt, ei sunt cei care susțin partea asta de asistență socială. Noi nu putem să aducem oameni când vor vedea că pentru, să spun, aceiași bani trebuie să muncești, dar trebuie să muncești, doctore. Pe lângă faptul că nu dai cu o sapă în pământ, trebuie să și gândești, pentru că mașinile alea sunt automate, să reglezi mașina, să ții pasul sau orice faci în sens. Oamenii cam pleacă și muncim pe aceeași, avem cam aceeași forță, tot cum același capital uman, care o împărțim în mai mulți. Pleacă de la unul, vine la altul. Deci, practic, există un număr de persoane care se rotesc periodic la mai mulți producători. Exact. Școlile nu mai scot, mai sunt școli profesionale să scoate profesioniști în operator mașină de cusut, de exemplu. Da. Nu mai sunt școli tehnice să scoată reglori mașini de cusut. Nu mai sunt școli să facă tricotări, nu mai sunt țesători, nu mai sunt țesătorii, nu mai sunt filaturi, nu mai sunt, dar mai sunt multe. Bun. Lanțul ăsta s-a întrerupt. Mai există posibilitatea și pentru școlarizarea la locul de muncă sau eventual cursurile acestea de formare continuă. Da. S-au mai făcut și prin proiecte, dar mai puțin pe meserii, sau, mai ales da, în mediul rural. Aia a fost un fiasco total, programele alea, pentru că de fapt în producție nu a venit nimeni. Toți s-au specializat în ceva, dar sunt convins că în meserii tehnice cam puțin. Și când au fost să intre în câmpul de producție, nu l-a mai urmărit nimeni. Ok, da. Te-am școlarizat, dacă nu te duci să muncești în domeniu respectiv, tu trebuie să-mi dai banii înapoi. Dar nu s-a întâmplat asta. Au fost școlarizați în tot felul de meserii și au rămas tot acasă, la țară sau în business sau în jobul care l-aveau înainte. Așa că de asta, din punctul meu de vedere, a fost un fiasco acel program de dezvoltare. În materie de rochii unicat, găsiți ușor personalul care să lucreze la așa ceva sau nu prea? Dacă dumnealui are o problemă în fabrică, imaginați-vă că într-un atelier se cere mai mult de la un om. Noi lucrăm produs cap-coadă, adică trebuie să cunoască mai multe operațiuni. Asta înseamnă că trebuie să gândească în prealabil următoarea operațiune. Cum o face, cum o realizează și cum va arăta produsul la sfârșit. Și trebuie să fie și calitativ. Este o mare problemă. Aceeași problemă? Mai mare problemă, da, aceeași problemă. Lipsa oamenilor care nu vor să învețe mai mult decât știu. Am încercat și metoda de școlarizare, de calificare la locul de muncă. Am stat lângă oamenii respectivi, am încercat să învăț mai multe operațiuni, eu și alții angajați ai mei, însă nu vor, li se pare prea greu și pleacă. Deși condițiile care sunt într-un atelier micuț sunt puțin mai bune, din punctul meu de vedere, decât într-o fabrică foarte, foarte mare. Nu înțeles. Program la atelierul nostru, programul de muncă este de 7 ore pe zi, nu se lucrează vineri, nu se lucrează sâmbătă. Nu se lucrează de Paște, de Crăciun. Da, la sărbători avem doamne care au cerut ca de sărbătorile Cruce Roșie să nu lucreze și am respectat acest lucru pentru că este credința lor. Nu știu, se începe de la ora 9 ca să nu se trezească nimeni prea dimineață. Este mai și mult cafea de atât la dispoziție. Da. Nu se poate. Însă este foarte greu de găsit un om pasionat de ceea ce face și un om care să vrea să învețe, să evolueze. Am înțeles. Vă gândiți să vă extindeți în viitorul apropiat? V-ați gândit eventual să accesați și fonduri nerambursabile? Pentru că domeniul producției este unul favorizat în ceea ce privește banii europeni.
Noi ne extindem doar cu fondurile nerambursabile, nu. Încă ne-am gândit, dar nu o să intre pe fonduri nerambursabile. Tot de ceea ce? Ce facem noi, nu prea ne calificăm și fondurile astea nerambursabile. Topor este frumoasă, dar cu un final urât de multe ori. Sunt care au reușit. Noi nu am vrut să ne băgăm în lucrul ăsta pentru că necesită foarte mult muncă. Mai ușor, mai bine, cel mai ușor e un credit. E un credit. Da. Acum, creditele sunt foarte ieftine. Da, asta iar e adevărat. Fondurile astea nerambursabile au atât de multe bătăi de cap. Atât de multe bătăi de cap. Și de cele mai multe ori, din experiență, planul de astăzi, peste un an de zile, nu mai e valabil. Da. Piața asta e atât de schimbătoare de la o zi la alta, nu mai spun de la un an la altul. Și tu poți să spui ceva anul ăsta sau cum să-ți faci o predicție, iar la anul se schimbă linia de produse. Deci de atunci ai luat un utilaj de 3 milioane de euro, stai și te uiți la el. Da. Da. Îți iei un robot de făcut cămăși. Da. Și apare o cămașă care are 3 cusături și tu ai utilajul cu 2. Da. Da. Piața îți cere 3 cusături, tu ai 2. Aia ai utilajul măcar. Da. Și te bucuri că ai făcut o investiție. Pe banii altuia, bineînțeles, dar da. Nu, noi nu. Noi nu intrăm în fonduri nerambursabile, luăm pe credit, dăm banii înapoi. Am înțeles. E frumos așa. La dumneavoastră? Noi încercăm să ne extindem de aproximativ jumătate de an, însă este aceeași problemă. Nu găsim oamenii care să lucreze. Deci nu este o problemă de fonduri, de voință, de... Nu, există o problemă de omul care să vină să lucreze. Înțeles. Și dacă aș accesa anumite fonduri nerambursabile, dar eu nu găsesc omul care să vină să lucreze pe mașini, degeaba le-am da. Accesat. Va trebui să plătești mai mult decât ți-ai prognozat? Da. Ca să-l faci. Ele sunt, părerea mea, fondurile europene sunt o poveste foarte frumoasă, spusă frumos. A spune așa de frumos, fonduri nerambursabile. Dacă nu intri în problema asta a fondurilor nerambursabile și începi să faci dosarul pentru fonduri nerambursabile, îți regreți fiecare moment când ai luat decizie. Da? Dacă trebuie să te ocupi tu. Dacă ai un departament, plătește foarte mulți bani unui departament și mai bine o lași așa simplu. La bancă te-ai dus, i-ai spus business plan, peste un an s-a schimbat, te duci la bancă, îi spui, băi, s-a schimbat toate problemele. Banca altfel înțelege. Da. Pe când la acolo unde te duci la Bruxelles să-i spui cui? Da. Stai în fața parlamentului, spui, domnule, mi s-a schimbat business-ul, dar nu l-am prognozat corect. Cum contracarați dumneavoastră riscul de contracție a pieței? Toată lumea așteaptă o nouă criză în viitorul apropiat. În ceea ce vă privește, care ar fi riscurile acestei crize și cum vă gândiți să le faceți față? Aveți un plan pentru ele sau lăsăm să se întâmple și pe urmă vedem ce va fi? Criza e un fel de pisica neagră. Pisica neagră. Arată cineva pisica moartă sau, nu știu, scheletul sau din neagră, dulap. Sau... Wow, vine criza. O mai fost crize. Tot timpul sunt crize. Da. Doar că crizele vin în zonele în care creșterile sunt de boom. Unde da. A venit criza? Imobiliară. Dacă ai făcut afacere în producție, nu a avut cum să te afecteze prea mult criza imobiliară. Ce va urma? Iar o criză imobiliară. Sau urmează o criză politică din Turcia. Pentru noi, această criză politică din Turcia poate fi foarte bună. Poate fi o oportunitate. Împărțim. Da, o să o împărțim. O să o împărțim cu Bulgaria, o să o împărțim cu Macedonia, care este o creștere acolo de producție. În Albania devine iarăși o zonă în care producția industrială revine. Dar contracții, de îmbrăcat o să ne îmbrăcăm, de mâncat o să mâncăm, război să nu fie, în rest, unde e boom? Unde este boom, acolo e problema. Noi nu am investit în imobiliare, nu am construit case, nu am construit blocuri, deci suntem ok. Probabil și Oana la fel, nici nu am construit. Da? Da, încercăm să ne facem în mare un plan pe câte un an, jumătate de an, și să nu ne extindem mai mult decât este plapuma, este o vorbă,
să nu avem foarte, o dezvoltare foarte abruptă. Ca în felul acesta putem să controlăm mai bine calitatea rochilor, calitatea serviciilor și avem o mai bine structurat tot ce se întâmplă și poate fi controlat mai ușor sau ajustat în momentul în care descoperim că ceva nu merge. Sau cam câte rochii creați în prezent într-o lună? În medie, să zicem. În medie? Într-o lună plină. Într-o lună plină? Într-o lună plină, jur de 60. Wow, într-adevăr, ați ajuns la o cifră impresionantă. Da. De unde vin comenzile? Comenzile? De pe pagina de Facebook. Așa. Deci reclama așa. Dumneavoastră da, este în primul site, rând pe Facebook. Da, și din recomandări. Foarte multe recomandări și foarte mulți oameni care s-au întors pentru a doua, a treia rochie și la rândul lor am mai venit cu prietena, cu nepoata, cu mama și... Deci, practic, așa. Faceți în medie două rochii pe zi. Da. Da. Foarte interesant. La dumneavoastră, care este activitatea medie? Vorbim de mii de bucăți. Da. Noi facem destul de multe. 20-30 de mii de bucăți pe lună. Acum. O să ajungem la sute de mii. Probabil. Și piața țintă care este? Piața țintă? Piața țintă... Piața noastră este Europa. Europa. Tindem și noi către produsul nostru, marca noastră. Am deschis acum un atelier în București, unde acolo avem parte de creație. Facem rochii, facem și noi partea unicat, să zicem așa, dar de fapt sunt rochii cu care, pe care noi putem să le facem și serie pentru diverse case de case de modă sau diversi retaileri. Așa. Care se vor vinde doar în România sau tot la fel în Europa? Europa. Europa. Cel mai mult Europa. Cererea pe România este foarte mică. De ce? Păi avem ce v-a spus Oana. Oana ar face mai mult, dar ea nu are materiale. Consumatorul încă nu vine la Oana să-i ia rochia sau să-i facă altceva în afară de rochie. Da, Oana are o problemă de fapt de materie primă. Da. Problema materiei prime este de fapt este cauza distrugerii întregului lanț al producției. Că degeaba vin eu și prezint să fac colecții, dar vorbesc despre materiale făcute din China sau din Turcia, culorile care le-au deja făcute, având capacități în apropiere, să fim în România, să ai țesătorii, să ai imprimerii în România, să ai toate aici, am putea fi mult mai productiv. Am putea ieși mult mai ușor și a vinde complet. Asta, de exemplu, a făcut turcii. Turcii fac de la ață la produsul finit. Da. Asta ei și lucrează pentru cele mai multe. Și noi lucrăm pentru că în România se fac marea majoritate a brandurilor internaționale. Pe plan internațional, european să zicem, se cer alte modele față de piața din România? Este o altă caracteristică a pieței textilelor sau ceea ce le place românilor le place și europenilor și invers? Nu, ceea ce place europenilor le plac și românilor. Da. Cam asta este ideea, nu invers. Doar că în România sunt puțini producători locali, branduri locale care vând și afară, dar ei au capacitățile lor proprii de producție. Dacă vreți vă dau și nume, da? Da. Poate nu. Așa, încă nu suntem în zona aia de afacerile să fie explozive în partea asta de industrie textilă. Tocmai datorită ruperii lanțului ăsta trofic. Da? Luăm materiale din Turcia, luăm materiale din China, trebuie să iei mult ca să iei un preț bun. Da. Avându-l aici, poți să discuți cantitate, poți să discuți o altă paletă de culori. Da? Oana poate să meargă la producătorul de țesături și spune, nu, eu vreau florile astea să fie roz, chiar dacă tu le vinzi mov. Da. Vreau și eu un val.
E așa nu poate. Asta trebuie să duc în mari retailer care aduc căzătură din China, căzătură din India, din Bangladesh sau din Turcia și să vând în așa zisele centre comerciale. Mai ales că... având în vedere că ne apropiem de finalul emisiunii, vreau să vă întreb care sunt planurile pentru viitorul apropiat? Pentru viitorul apropiat? Încercăm să găsim mai mulți producători, mai multe locuri din care pot să iau materiale. Pentru că, fiind un atelier, se cere ceva mai special. Nu pot să iau din Iași pentru că și celelalte ateliere iau din Iași și de asta trebuie mers prin țară și căutat cât mai multe fabricuțe care au capacitatea de a face ceva mai special. Iar planuri de viitor, încercăm să găsim anumiți oameni potriviți pentru afacerea noastră, pentru modul nostru de lucru și pentru ideile pe care le avem. Am înțeles. La dumneavoastră, care sunt planurile de viitor și de extindere? Avem un brand care îl lansăm acum, mergem cu el la târg din Danemarca. Brandul nostru care zicem noi că o să crească foarte mult. Mergem pe partea de a face de la inovare la producție. Ăștia, de fapt, sunt pașii ca să ajungi să devii independent. Noi să facem de la partea de concepție, culori. N-am înțeles. Deci absolut totul, practic. Da. Lor nu este. Ți asigură să spunem, o acoperire a oamenilor să nu... Am înțeles. Bun, eu vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru atenție. Ne revedem în fiecare miercuri de la ora 20. Nu uitați să ne scrieți pe adresa de e-mail investiminiasa@tvlife.ro și să vizitați pagina noastră de Facebook. Până săptămâna viitoare, la revedere!